Bună ziua, bun găsit la o nouă emisiune Azi în Gorj. Sunt Mihaela Horvat. Înainte să vă prezint invitații, vreau să le urez la mulți ani tuturor celor care poartă numele Sfinților Constantin și Elena să fie sănătoși. La mulți ani și tot ce vă doriți. Alături de mine astăzi se află domnul Nelu Roșca, lider sindical la Roșiuța. Bine ați venit! Bine v-am găsit, mulțumesc de invitație și tot pe această cale aș dori și eu să urez la mulți ani tuturor care poartă numele Sfinților Împărați Constantin și Elena. Și de asemenea domnul Alin Munteanu și Constantin, la mulți ani domnul Munteanu. Mulțumesc. Liderul sindicatului salariaților TESA din Complexul Energetic Oltenia. Dumneavoastră sunteți și președintele Cartel Alfa filiala din Gorj. Da. Domnilor, astăzi o să vorbim despre ce se întâmplă la Complexul Energetic Oltenia, acolo unde este o anchetă epidemiologică după ce doi salariați ai companiei au fost testați pozitiv. Vom vorbi și despre relația pe care o mai aveți cu cei pe care dumneavoastră îi reprezentați. Vom vorbi de asemenea, avem o temă destul de importantă, este vorba despre faptul că o organizație ecologistă, știm toți de Greenpeace, de exemplu, a întocmit un manifest în care au notat acolo cei de la organizație un set de reguli cum ar trebui să funcționeze România odată cu această pandemie și au introdus acolo în acest manifest tot felul de idei, de măsuri care ar trebui luate din punct de vedere social, din punct de vedere economic. De asemenea, sunt foarte preocupați de mediu, așa cum știm. Greenpeace vor închiderea industriei cărbunelui, nu mai este nicio noutate. Problema este că apelează la sprijinul liderilor confederațiilor pentru semnarea acestui manifest de către acești lideri și pe care ulterior să-l prezinte organismelor internaționale. Nu știm exact ce va însemna asta. Vom sta de vorbă cu privire la acest subiect cu domnul Bogdan Hosu, liderul, unul dintre cei mai importanți lideri ai țării de confederație, domnul Bogdan Hosu de la Cartel Alfa. Haideți să începem, domnilor. Avem Complexul Energetic Oltenia, anchetă epidemiologică acolo. Domnul Munteanu, vă rog, dumneavoastră ați cerut, domnul Munteanu a cerut ca toți salariații TESA să fie testați. După ce s-a întâmplat ieri și după informațiile care au ajuns la public, spuneți, vă rog, credeți că vor fi testați salariații TESA? Eu sper să fie testați, că de asta am și cerut. Am vorbit și cu domnul director de la DSP-ul. Probabil o să fie testați cu bani cumva la DSP. Am înțeles că nu se fac testări decât dacă ai simptome. Această hotărâre nu am luat-o eu singur să cerem. Tot biroul meu executiv am hotărât, pentru că vedeți dumneavoastră acolo în sediu, oamenii se duc dintr-un birou în altul, se merge cu liftul, nu prea au cum să nu se întâlnească unii cu alții. Am înțeles că acum se face și o anchetă să-i vedem exact pe toți care... Direcția de Sănătate Publică, da? Da, la Direcția de Sănătate Publică am vorbit cu domnul director de dimineață și eu sper să găsim o variantă să ne testăm cu toții, că până la urmă noi care lucrăm în CEO la ora 4 plecăm, ieșim în oraș, putem să infectăm și pe alții la rândul nostru. Mergeți acasă, la familie? Sigur, acasă, la familie, avem copii mici, avem... Știți cum? Deci, acum, nu ieri alaltă, ieri am dat această știre, încă nu venise rezultatele, știam că sunt doi suspecți la Complexul Energetic Oltenia, care lucrează în aparatul TESA, și au început niște, pe paginile de socializare, au apărut mesaje, pot să spun, câteodată pline de ură, din partea salariaților din producție împotriva celor care, din nefericire, s-au infectat. Acum, domnul Roșca, dumneavoastră și dumneavoastră cu o experiență foarte mare și în sindicalism și în minerit,
De ce credeți că oamenii au reacționat așa? Că totuși cei care lucrează în TESA, e adevărat că mulți au fost angajați pe pile, pe cumetrii, pe relații politice, că știm foarte bine ce s-a întâmplat, sunt plătiți cu destul de mulți bani față de cei din producție, dar cum v-ați putea explica totuși această reacție a celor din producție față de salariații TESA aflați în dificultate și în necaz? În primul rând că sunt alimentați ca să reacționeze în felul ăsta de anumite personaje și asta cu dedicație de-a lungul timpului se întâmplă. Exact cum a spus dumneavoastră, că au bani mai mulți decât cei din producție, eu vă spun că nu e chiar așa. Numai că în felul ăsta s-au dat informațiile. Eu vă spun că unii fără alții nu se poate. Și aleatoriu, câteodată, s-au prezentat cazuri care la un moment dat, după aceea, au fost generalizate către întreg sectorul ăsta de salariați al TESA. Și noi, presa, mai cădem în păcatul ăsta. Păi, prin intermediul presii s-au făcut aceste lucruri. Trebuie să recunoaștem, care sunt plătiți. Păi nu, lăsați-mă să spun că eu o să tranșez lucrurile foarte clar. Pentru că sunt și personaje sau salariați în cadrul acestei companii care, prin intermediul mediului politic, au fost susținuți și promovați în anumite funcții sau pe angajați pe anumite posturi, dar aia nu înseamnă să generalizăm lucrurile vis-a-vis de acest sector de activitate numit TESA. TESA are rolul ei și fără ei nu se poate și de fapt nu se poate unii fără alții, pentru că fiecare are niște roluri bine determinate și niște sarcini în fișa postului. Pentru că fiecare salariat are o fișă a postului cu sarcine pe care trebuie să le îndeplinească. Dar s-a dorit să se învrăjbească aceste sectoare de activitate pentru a gestiona situația acestui complex așa cum și-au dorit unii sau alții care au avut de-a lungul timpului și încă mai au interese care nu au o gândire pozitivă pentru societate în sine sau pentru salariați, ci pentru anumite chestiuni de afaceri, anumite chestiuni și canale de influență și așa mai departe. Pentru că în felul ăsta le-a fost mult mai ușor unor grupuri de interese sau unor personaje care au aruncat în spațiu public frecvent aceste lucruri, ba mai mult de toate au cooptat și anumite persoane și din mediul sindical și nu numai și au văzut că dă bine la oameni și datorită acestui aspect că pare omul lor și așa mai departe, au început să titreze fără argumente lucruri în această direcție. Acum, legat de această anchetă epidemiologică, eu nu cred că este ceva extraordinar care să aprindă județul ăsta, pentru că așa este procedura reglementată pe această perioadă de alertă în care ne aflăm și cei de la Direcția de Sănătate Publică au ca obligație să facă demersurile respective. Acum, și aici s-a exagerat și s-a titrat în spațiu public cu tot felul de îmbolnăviri. Și aș vrea să dau câteva exemple din zona Motrului, că focar de infecție la manufactura. Păi eu, unul, în acel lot, când s-a făcut declarațiile, am stat în izolare 14 zile și odată cu mine a fost pus în izolare 320 de persoane. Păi, din 320 de persoane să nu fie niciunul suspect sau bolnav? Adică infectat, să iasă pozitiv, deci n-a fost, la că teste. Au catalogat ca fiind un focar de infecție manufactura. Cei care au fost până la urmă suspectați că ar avea acest virus, s-a dovedit că au avut cu totul alte legături, inclusiv de la primul caz de la manufactura, care nu venise la servici de o lună și jumătate. După aceea, datorită, nu știu, și a unor repulsii, vanități față de unii față de alții pe acolo, pentru că nu numai în sectorul nostru de activitate se întâmplă, au ajuns să declare tot felul de inepții care nu și-au dat seama ce efecte poate să producă. Ziariștii care au fost extrem de atenți pe anumite lucruri au gestionat aceste lucruri în sensul negativ, ca să spunem așa. Uitați, au început activitatea și la mine la Roșuța s-a titrat foarte mult, am avut doi salariați care erau suspecți. Eu chiar am ținut legătura, chiar am
intervenit la un moment dat când domnul Popescu Valeriu era internat la Motru și suspectat de așa ceva, a parvenit că ar fi fost pozitiv, după aceea i s-a mai făcut două teste negativ, actualmente este izolat cu ajutorul domnului primar într-o locație pentru a nu mai pune în izolare și familia. Lucrul la care am și discutat și cu domnul primar și cu domnul Popescu Valeriu, care m-a sunat și m-a rugat să intervin în sensul ăsta. În rest, doar declarații că ar fi suspect și deocamdată nimeni bolnav. E, dar la, totuși și în aparatul TESA avem probleme. Deci sunt deja. Doamnă, probleme nu sunt. Că sunt suspecți, e normal să se facă aceste analize. Dar haideți să mai trecem și pe partea cealaltă, să mai spunem că eu vă dau cuvântul meu de onoare. Azi dimineața am primit un telefon de la un coleg salariat al carierei Rușuța, care m-a rugat frumos astăzi să iau legătura cu anumiți domni, pentru că se dorește ca cumnatul lui să fie trecut bolnav de COVID, care a decedat de infarct. Mă înțelegeți? Și sunt cazuri nenumărate care s-au întâmplat în sensul ăsta. Toate aceste lucruri au și un substrat, pentru că văd titrat în spațiu public, chiar de dumneavoastră de ziariști, ce cheltuieli se face cu aceste întreținerea unor bolnavi, așa zici, de COVID. Hai, dumne, că nu mergem în insule Bahama să facem cheltuieli cu tratamentul unui bolnav de acest virus. Bine, că și tratamentul. Deci sunt lucruri care mă face să mă îndoiesc de buna credință a tuturor în modul de gestionare a acestei pandemii, da? Ce riscuri sunt? Dacă cineva, uite, ca să se răzbune pe altcineva, spune, dom'le, a murit pe familia celui decedat, a murit de COVID. De ce s-ar întâmpla asta? Doamnă, nu vreau să intru în substratul discuțiilor și a lucrurilor care au apărut și părerea mea personală vor apărea în spațiu public și în următoarea perioadă, și nu e corect ca să vină din partea mea, pentru că nu sunt eu. Sunt instituții, sunt oameni care trebuie să verifice, să ocupe, pentru că de gestionarea acestei pandemii se ocupă mai mulți actori. Este DSP-ul, care are ca sarcină principală implementarea, urmărirea, verificarea și analiza acestor lucruri. Este poliția locală și poliția națională, care au măsuri la și atribuții lor, de verificare, da? Și de supraveghere acestor lucruri. Este administrația publică locală, care are și ea rolul ei bine determinat în administrarea, gestionarea acestor lucruri. Și pe de altă parte, doctorii de familie, care ar trebui să pună situația stării de sănătate a fiecărui pacient pe care l-are înregistrat. Să inventarieze, pentru, de fapt, toată și să situația. Țină legătura cu DSP-ul. Ori aici s-a dovedit a fi oarecum o ruptură în organizarea și gestionarea și comunicarea între aceste patru. Și aș puncta aici de la DSP-ul, pentru că m-am întâlnit și am avut discuții de pe zona Mehedințului. Nu e normal ca DSP-ul să sune în data de 21 aprilie un salariat, un coleg de-al meu, că din data de 16 este în izolare, dar anunț în 21. El în 16 a fost la muncă, în 17 a fost tot la servici și a fost de pază, în 20 a fost de pază, pe 21 l-au anunțat. Ori, în momentul în care doctorița de familie i-a eliberat medicalul, iar au apărut inadvertențe că să-i pună sau să nu-i pună avizul pe spatele certificatului medical cu avizul ăla de epidemiologic, ceva de genul ăsta. Iară nu erau în concordanță cu această chestiune și eliberează certificatul medical începând cu data de 16, pentru că înregistrarea la DSP era cu data de 16, dar el omul efectiv a fost anunțat pe 21. A fost. Cum să facem adică înscrisuri și falsuri în înscrisuri în pontajul acestui om când el a fost prezent la servici? Păi și până la urmă, cum să... Eu știu cazul, dar am fost nevoit, am luat legătura și cu, prin intermediul colegului care a fost pus pe drumul de a făcut 8 drumuri. Am luat legătura și cu doctorița de familie și am explicat cu cei de la DSP, cu doamna doctor Bălan, care este medic de medicina muncii și care are în supraveghere starea de sănătate a salariaților și în cadrul companiei energetice, Complexul Energetic Oltenia, da? Și până la urmă s-a soluționat lucrurile modificându-i actul medical în sensul
corect. Dar mi se pare normal ca un om care este suspectat că ar avea COVID să fie lăsat să umble, să facă obietul? Păi nu, doamnă, pentru că eu aici spun, nu este lăsat să umble. Omul a fost înștiințat cu întârziere, dar a fost înregistrat cu dată din spate. Sigur. Ori sunt niște lucruri care arată că, din punct de vedere organizatoric și al comunicării, Direcția de avem ceva de suferit. A dat-o în bară. Da, și da, numai vina pe dânsii, pentru că, vedeți, în momentul în care se întâmplă în zona Motru, administrația trebuie să intervină, administrația locală, ar trebui să intervină și poliția pentru a culege toate datele și așa mai departe. Domnul președinte, ce spuneți? Salariații TESA trebuie să fie testați sau... Doamnă, haideți să nu facem o chestie din salariații TESA. Toți cetățenii de pe teritoriul României care sunt suspectați și care au simptome la acest virus ar trebui, cinstit, corect, să fie testați pentru a elimina dubiu. Știți că pe paginile asupra de socializare avea sau n-ar avea acest au cerut virus. Chiar salariații din producție au cerut să fie și ei testați. Doamne, uite, eu nu vreau să fiu testat. Eu, Nelu Roșca, nu vreau să... Nu, doamnă, n-am fost și nici nu vreau. Pentru că atâta timp cât mă simt bine și vreau să vă mai spun ceva în completarea acestor lucruri, pentru că am văzut că sunt intrați, că cei mai expus sunt cei care sunt și au diabet. Eu, Nelu Roșca, am diabet de tip 2 și uite, nu vreau să fiu testat, fac mișcare, vreau să fac mișcare, să-mi întrețin organismul în felul ăsta. N-am teamă de acest virus, pentru că dacă stau bine și mă gândesc, au fost pandemii mult mai periculoase, cu virus mult mai nenorociți. Nu, aici și doamnă, adică nu am trăit noi, dar nu înseamnă că semenii noștri în trecut n-au depășit aceste lucruri. Domnul Munteanu. Și n-au mai fost testat și nu s-a mai făcut nici atâta. Aveți această, cum să vă spun, nevoie sau ați vrea să fiți testat dumneavoastră? Da, eu sunt un pic mai fricos ca domnul președinte și poate că am un copil mic acasă și poate și de să asta. Să vă trăiască, să fie sănătos. Mulțumesc, să rămână. Și eu aș vrea să fiu testat și cred că o să și merg la, am înțeles că se fac teste la clinici private. Da, cu plată, mergeți, plătiți și vă sigur, faceți sigur, testul. Sigur, sigur. Eu încă cred în acest virus. Păi toată lumea trebuie să creadă păi toată lumea, că pericolul este deja, real. Nu, foarte mulți și-au pierdut încrederea. Domnul Roșca, cred că este... Nu, nu înseamnă că a făcut cunoștință cu el. Nu numai domnul Roșca, foarte multă lume și-a pierdut încrederea. Că nu e virus, că nu e. Eu zic că e. Da. Faptul că pe noi poate ne iubește mai mult Dumnezeu și am fost mai puțini ca în alte țări. Și s-au luat și niște măsuri. S-au luat și niște măsuri. Sigur, sigur. La noi în Gorj a fost și primul caz și poate și de asta s-au luat măsurile foarte rapid atunci. Da, domnul Munteanu, dumneavoastră ați înființat acest sindicat al salariaților TESA acum anul acesta. Anul acesta, practic, sindicatul liberal. De ce ați simțit nevoia să... să înființați o astfel de organizație. Să vă spun drept, nu neapărat. Pentru că bănuiesc că și salariații TESA fac parte din sindicatele conduse sigur, de domnul Roșca, sigur, de domnul Căldărușe, de domnul Marciuc, nu? Sigur, sigur. La mine în sindicat au venit foarte mulți nesindicalizați, care erau nesindicalizați. Da? Câți membri are nici nu mai știu secretara Alfa? Să o ocupă, nu mai știu exact numărul lor. Nu, eu am de simțit sute? Așa. De... Nu, încă nu, dar vin, o să bănuiesc că o să fie, nu știu. Nu eu am simțit nevoia, pentru că eu fiind lider și la filială, am foarte mult de lucru și acolo, pentru că eu am încercat să-mi fac treaba unde am fost pus. De exemplu, în filială, eu am ca și sarcini, să le spun așa, să creez sindicate. Și eu am creat câteva sindicate, am adus câteva sindicate care au venit spre filială. Ultimul a venit un sindicat de la Minprescu, 750, au venit la noi. Și am foarte mult de lucru. Dar aici, dacă mi s-a solicitat, am purtat discuții cu colegii. Simt nevoia să fie și ei apărați. Sigur, sigur, bine, sigur, bănuiesc. Sigur. Da, 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 da. Au și nemulțumit? Ce nemulțumiri aveau salariații? Nemulțumiri au toți, mai ales că anul trecut sau când s-a dat acel spor, ei n-au primit nimic. Bine, n-au primit. Este asta vorba e de acel spor de producție, de producție pe care sigur, sigur, l-au sigur primit cei care au... Da, eu de la început am spus... Au avut acele... Proteste, proteste spontane. Sigur, sigur. Eu de la început am pentru spus... Pentru care s-a oprit toată activitatea în TESA, din carieră, da. În TESA sunt oameni care chiar muncesc și au salarii mici. Eu știu sigur, știu ce vorbesc. Că sunt.
și oameni care au salariu mare, niciodată nu am negat aceste lucruri. Dar sunt care chiar au salariu mic și care chiar muncesc. Nu putem să spunem acum că nu muncește nimeni din TESA. Și cum a spus și domnul Roșca, nu putem unii fără alții. Nici eu nu înțeleg de unde a plecat ura asta. Probabil e alimentată. Domnul Roșca, în această perioadă destul de grea și dificilă și pandemică, cum a fost relaționarea cu cei pe care dumneavoastră îi reprezentați? Păi, dumneavoastră a stat într-adevăr două săptămâni în izolare, nu? Da, 15 zile jumate, o zi jumate că am vrut să mă odihnesc și când am vrut să ies, m-au reținut deși în izolare 14 zile. Păi, doamnă, eu am fost în șomaș tehnic o perioadă de două săptămâni. O perioadă de două săptămâni am avut concediu de odihnă, dar aia n-a însemnat că nu am fost la Roșuța în fiecare dimineață și în fiecare dimineață mă duc, pentru că am tabieturile mele. De 21 de ani mă trezesc la ora 4 și mă duc la servici. Mă simt oarecum legat dacă nu ies pe ușă dimineața să mă duc spre cariera Roșuța. Și astăzi și în fiecare zi eu mă duc, că am fost în concediu, că am fost în șomaș tehnic, că am fost liber. Deci eu am fost la cariera Roșuța pentru că întotdeauna apar probleme când sunt 1000 de salariați. Apar probleme de ordin personal, ba de servici și așa mai departe. Și am considerat și cred și în modul meu cum m-am organizat eu, că luând problemele din fașă, e mult mai ușor să le rezolvi. E adevărat că pe parcursul activității mele de multe ori am ajuns să preiau anumite probleme și fie și de ordin personal, fie și de ordin de servici. De la salariați chiar pe ultima sută de metri, în momentul în care aproape foarte greu să mai faci, să îndrepți acel lucru. Dar nu înseamnă că m-am lăsat să nu intervin, să nu găsesc soluții pentru problemele respective. Și mi-am făcut o deprindere care nu mi-o pot schimba. Deci toate, cei de la cariera Roșuța știu că eu în fiecare zi sunt la Roșuța, mă duc, mă învârc, când au probleme vin la mine. Dacă știți că era o mare problemă a salariaților din producție care se plângeau că liderii de sindicat nu vin în cariere. E treaba lor, e părerea dânșilor. Nu cred că e o chestie de generalitate. Dar ce vreau să vă spun, că în perioada asta la cariera Roșuța există personal doar de pază și este foarte redus decât pentru posturile de pază pe cele trei schimburi, pentru că ne aflăm într-o perioadă de șomaș tehnic. Da, și se... Am intrat în această perioadă de șomaș tehnic tocmai pe declarațiile astea făcute cu manufactura de motru față de ce era programat. Drept pentru care am luat legătura cu domnul director general încă de săptămâna trecută și l-am rugat să ia în calcul reducerea perioadei de șomaș tehnic pentru zona Motru și mi-a spus că va lua o hotărâre în sensul ăsta și să începem mai devreme, adică nu 8-9 iunie, 1-2 iunie, dar dânsul mi-a și făcut specificația. Nelu, nu de pentru că e sărbătoare, o să caut să dăm drumul la activitate începând cu 2 iunie. Deși pe zona noastră, pe calea ferată, se lucrează la două poduri care nu mai prezintă siguranță în traficul feroviar, o să putem să funcționăm pe stoc, adică să ducem cantitățile de cărbune pe care le extragem în depozitul de cărbune. Ceea ce cred eu că va ajuta oarecum societatea pentru perioada imediat următoare, când vor termina reparațiile la acele poduri. Domnul Roșca, nu ne-am întâlnit de când era o altă conducere la Complexul Energetic Oltenia. Este un alt manager acum, e vorba de domnul Daniel Burlan. Dumneavoastră, am mai discutat împreună în acești trei ani. Compania a avut de suferit în sensul unor pierderi destul de mari. Ce ați făcut? Dacă ar fi să faceți așa un... considerați că ați... Deci vreți să vă prezint o radiografie din punctul meu de vedere? Nu, vreau să vă întreb dacă dumneavoastră nu cumva ați asistat la dezastru care se întâmplă la CEO de 3 ani de zile fără să faceți nimic, pentru că și asta vi se reproșează. A fost un manager care a fost contestat de o parte a celor care lucrează în Complexul Energetic Oltenia, dar
cei mai mulți lideri de sindicat au fost alături de dumnealui, ceea ce mi s-a părut întotdeauna o chestiune absolut nefirească. Da. Doamna Mihaela, de fapt cei care contestă sunt cei care nu fac nimic. Mă înțelegeți? Pentru că nu fac nimic, doar contestă, ca să se regăsească și în mecanismul ăsta. Eu vin și vă spun cu totul și vă prezint o altă imagine vis-a-vis de această companie, vis-a-vis de schimbarea conducătorilor, vis-a-vis de problemele pe care le are această companie. Și dacă am asistat la problemele acestei companii, de multe ori fiind neputincioși, de multe ori fiind chiar blocați pentru că nu avem puterea necesară să impunem anumite chestiuni, este pentru că această companie produce bine, numai că a fost împovărată și nu vreau să intru iară cu treaba cu certificatele de carbon și așa mai departe, dar ce vreau să vă spun? Vedeți dumneavoastră, mediul ăsta politic a reglementat toate, până la urmă, sistemul ăsta energetic. Și avem acest cămătar numit ANRE, care el se comportă ca un cămătar. Complexul energetic Oltenia fiind o unitate cu capital majoritar de stat, normal că nu poate să dea șpăci. De ce se fac atâtea bătălii pentru posturile din ANRE? Și marea majoritate, când te duci acolo, stai să o jumătate de oră să-i gândești cum îl cheamă ca să-i pronunț numele corect. Mă înțelegeți? Pe de o parte. Pe de altă parte, normal că au făcut tot felul de manevre cu particulari, cu firme care sunt cu capital privat, pentru că aia dau și tot aia iau. La complexul energetic Oltenia ce s-a întâmplat atunci? Că spuneți de ANR, dar să știți că și aici au fost păi o grămadă doamna, de... Eu vin cu câteva întrebări care să... Și le pună toată lumea, fiecare statut de salariat în complexul ăsta, fie că nu are statut de salariat. Că tot auzim că ea și importă energie de afară, că de la fotovoltaice, că de la eoliene, că energie verde, că este mai ieftină. Întreb eu pe dumneavoastră, că sunteți consumator, că trebuie să consumați curent acasă. Da, și dumneavoastră sunteți. Va veni cumva prețul pe kilowatt mai mic în vreo lună când a pompat în sistem aceste unități fotovoltaice? Nu, dar știu că din factura aia vreo 60% dau pe orice altceva în afară de consumul de curent propriu. Păi da, pentru că am acceptat și aici nu că am stat și am asistat. Tot poporul român a asistat, pentru că legislația nu o face nici Roșca, nici Mihaela Horvat. O face parlamentarii, mediul politic, legislativul și noi o înghițim. Că... Credeți că acum asta cu e. Un nou manager în cadrul complexului lucrurile da, se nou manager. Eu cu domnul Burlan am mai lucrat și în cadrul SNL-ului. Eu din punct de vedere de pe zona sindicală, dumnealui pe parte de administrație, pe domnul Burlan îl cunosc de peste 30 de ani. Îi știu capacitatea, știu că am trăit momente grele și pe timpul SNL-ului, știu că are o implicare majoră, cred în gândirea dumnealui. Mă înțelegeți? Și sunt convins că va depăși toată această perioadă grea în care ne aflăm. Acum, mai accentuată și cu această pandemie, că vedeți dumneavoastră, nu o să mai plătim atâtea certificate de carbon, dar că n-am produs megawatts, dar nici venituri n-am făcut în perioada asta. Ce o să se întâmple cu salariile, venituri, domnul Roșca? Păi, doamnă, din discuția mea, pentru că aproape zilnic discut cu conducătorii de la Roșuța, de la nivel complexului, de la nivelul direcției minere, și asta poate să o confirme și dumnealor, au zis că au făcut de așa natură încât să nu fie probleme din punct de vedere al plății salariale către salariați. Dar unde o să fie probleme? Că bănuiesc că doamnă, probleme sunt în continuare și trebuie să înțeleagă toată lumea că producție. Nu este lupta lui Roșca sau a lui Munteanu sau a lui Y. Probleme sunt în faptul că de peste un an de zile mediul politic și ceea ce înseamnă ministerele, pentru că acolo sunt înalți funcționari care sunt stat în stat, nu eliberează vizele pentru scoaterea din fondul silvic a pădurilor de 3-5 hectare, cum e în speță la cariera Roșuța, cum sunt și la celelalte subunități miniere, și ne confruntăm și avem fronturile blocate. Ori în alte zone și cu firme private se taie mii de hectare, că știm cu toți în țara asta.
Și din păcate, mai presus de toate, avem și atacurile, că văd că aveți și titlul ăla cu Baywatch, Green Peaks, cu nu știu ce, care consider niște făcături majore și un atac de trădare și din partea politicienilor români și un atac asupra siguranței naționale din partea acestor ONG-uri care au finanțare dubioasă din afară și care se ocupă din aproape în aproape de această companie numită Complexul Energetic Oltenia. Păi, doamna Orvat, avem procese pe rol cu dumnealor, știm cu toții că a oprit construcția de pe hidrocentralei de pe Jiu, care este blocată acolo o sumă imensă, peste 100 și ceva de milioane de euro. Culmea că cei care au suspendat și au blocat investiția de pe Jiu, același complex de judecată, ridică avizul de mediu pentru cariera Roșia. Și instituțiile statului nu au reacție. Nu au reacție. Păi ce facem? O să blocăm țara asta că anumite ONG-uri joacă un anumit rol, da? Cu interese majore pentru cei din afara acestei țări, da? Iar noi nu putem nici să ne apărăm, ba mai mult de toate apar asocieri de genul ăsta, care au ajuns să penetreze, au văzut că n-au putut, că doar știți că au fost întâlniri, discuții și lovituri sub centură la nivelul județului Gorj, cu sindicatele de bază, cu federații și așa mai departe. N-au putut să penetreze aici, s-au dus la nivel confederativ, la București. Pentru că cei de la București nu trăiesc și nu sunt afectați cum suntem noi aici, cei care locuim în județul ăsta. Și încearcă să facă diferite înțelegeri în formă scrisă ca după aceea aceste ONG-uri să se folosească în demersurile lor. Păi stați, domne, că uitați, avem de partea noastră și confederațiile sindicale. Și intențiile dumnealor este să se adreseze Guvernului României, să se adreseze organelor europene. Da? Și atunci noi ce o să facem? Ne dăm cu stângul în dreptul și vrem să ne apărăm, dar suntem legați de mâini și de picioare că nu avem reacție la momentele cheie. Am să-i rog pe colegii mei să ia legătura cu domnul Hosu, domnul președinte Cartel Alfa, CNS Cartel Alfa, domnul Bogdan Hosu. Până atunci, domnul Munteanu, deocamdată nu știm, să vedem ce spune și domnul președinte Bogdan Hosu. Dar dacă s-ar semna o astfel de înțelegere cu sindicatele, cum vi s-ar părea? Și ce-ar urma după asta, domnul Roșca, dacă puteți să preconizați? Lăsați-l pe colegul meu să spună și el, că eu dacă vă spun se încheie emisiunea. Vă spun eu. Nu putem ne spuneți. Nu putem să încheiem emisiunea. Nu pot eu să preconizez ce se va întâmpla după. Eu pot doar să sper și sunt convins că asta se va întâmpla, vor scoate punctul ăla din acea scrisoare. La care punct ne referim? Noi sănătatea mediului. Cu sănătatea mediului. Tranzitarea, până în 2040. Să nu avem o 2000. Tranziție treptată către energia verde, da, și nu? Să închidem CO-ul. Da. Îl închidem, dar ce punem în loc? Asta am întrebat eu și pe domnul Hosu. Nu știu dacă îl avem la telefon pe domnul președinte Hosu. Bună ziua, ne auziți? Bună ziua! Bună ziua! Mă bucur mult că interveniți în această emisiune. Cum v-am spus un pic mai devreme, v-am comunicat, alături de mine se află domnul Munteanu și domnul Roșca. Vorbim despre acel manifest al Greenpeace pe care probabil dumneavoastră îl cunoașteți și posibilitatea ca acesta să fie semnat și de confederațiile sindicale. Încă o dată, domnul Hosu, mulțumesc pentru amabilitate și aș vrea dacă puteți să ne răspundeți în legătură cu acest subiect, pentru că aici, în Gorj, lumea își face mari probleme. E acea poveste de care se teme toată lumea și anume închiderea carierelor pe cărbune. Aici lucrează 13.000 de oameni care sunt în pericolul să-și piardă slujbele dacă această măsură de decarbonizare se va face fără a fi gestionată cum trebuie? Evident că poluarea și, în fine,
partea verde, ca să spunem, a politicilor generale care duc la dezvoltare economică sustenabilă, adică o dezvoltare economică care să lase și generațiilor următoare resurse și posibilități de dezvoltare, este o politică generală, prioritară, nu la nivelul României, nici la nivel european, ci la nivel internațional. Legată de acțiunea celor de la Greenpeace, evident că problema de fond este că o politică, hai să spunem, verde, trebuie să fie conlucrată cu o politică de conversie, de păstrare a locurilor de muncă, fără să creeze probleme sociale. Noi am avut experiența reconversiei industriale din perioada anilor 90, în care de la 4,6 milioane de lucrători am coborât brusc la 800 de mii de lucrători în economie și de fapt nu am făcut decât să distrugem resursele și locurile de muncă cu toate implicațiile, dacă vreți, sociale. Cu toate dramele, dacă putem spune așa. Care au fost, okay? Zic, cu toate dramele care au urmat apoi. Toate dramele care au fost făcute legate de aceste reconversii. Acum, Greenpeace, în discuțiile care le-am avut, și-a reconsiderat poziția în sensul în care recunoaște că ideea de a trece la o economie verde fără un angajament solid și fără o analiză solidă, nici nu se poate face. Mai mult, în programul european sau, dacă vreți, în programul pre-european de aderare, România, datorită reconversiei industriale, a pierdut foarte mult din emisiile de carbon, datorită închiderii efective a întreprinderilor din România, și am ajuns la ora actuală una din cele mai verzi țări din spațiul Uniunii Europene. Dar și fără păduri, domnul Hosu. Și fără păduri, și fără industrie, cam așa... Pădurile am mai pierdut, e adevărat, dar avem încă suprafețe mari de păduri, de aceea pentru un anumit tip de investitori sunt foarte interesați pentru valorificarea lemnului brut într-o formă sau alta. Ar fi fost bine ca și dumneavoastră să luați poziție față de acest aspect, că e ca o crimă pentru România să ni se taie în așa hal pădurile, munții întregi și nimeni să nu-i poată opri, și de aceea v-am rugat să interveniți, pentru că este adevărat că și pentru a menține mineritul e nevoie să se taie niște păduri, dar acest lucru se face în mod absolut controlat. În schimb, ce s-a întâmplat? Problema este că minieritul, și se și replantează, cum spune domnul Munteanu, decopertează, deci face o exploatare, dar are obligațiile la sfârșitul perioadei de exploatare să repună la loc. Sigur. Adică să reașeze atât terenul, cât și din punct de vedere ecologic să facă împăduririle respective. Deci, din acest punct de vedere, nu e o problemă. Mineritul de carbon este o problemă datorită emisiilor de CO2. Da, problema asta cu pădurea care se era pune o... și care s-a ridicat ca atare este că ideea unei reconversii nu se poate face de pe o zi pe alta. Din punct de vedere tehnic, o reconversie durează între 20 și 40 de ani făcută cu condiționările respective. Păi cine garantează că cine garantează, domnul Hosu, că se va întâmpla așa? Pentru păi că nu, dacă dumneavoastră... Aici este problema de fond care trebuie realizată și aici este angajamentul decidenților politici care negociază acordurile cu Uniunea Europeană, adică între statul român și Uniunea Europeană, sau acordurile, de exemplu, internaționale, cum a fost acordul de la Paris legat de carbon. Deci toate într-o formă sau din alta, 2012, da. Până la sfârșit, ajung la responsabilitatea decidenților. Problema este că decidenții, de multe ori, nu aprofundează tematica respectivă și nu cunosc detaliile tehnice nici de pe plan
să spunem, energetic, economic, nici de pe plan social într-o formă sau alta. De aici este și faptul că există un entuziasm foarte mare legat de acest lucru. Cel mai tipic exemplu este că România, care din punct de vedere al energiei verzi nu avea o dezvoltare deosebită, s-a angajat să ajungă la 24% din producție la energie verde în 2020, iar noi din 2018, 2017, 2018 ajunsesem deja la acești parametri. Da. Dar aș vrea să vedeți consecințele, în sensul în care efortul pe care l-a făcut populația, dar mai ales economia, prin plata certificatelor verzi, care sunt o formă de recompensare pentru investitorii din energia verde, este de fapt un efort care a dus și la blocarea economică parțial. Avem sectoare importante consumatoare de energie, cum este metalurgia, chimia, petrochimia, care din acest punct de vedere au nevoie, și noi am fost puncte importante. Dar chiar și complexul energetic Oltenia plătește acele certificate. Hai să spunem, etalon la nivelul Uniunii Europene, cu investiții făcute, inclusiv unele din ele cu Banca Mondială sau cu ajutorul Fondului Monetar Internațional, și care astăzi, datorită atât sistemului de privatizare pe de o parte, dar și a unui considerent de energie verde prost înțeleasă de decidenții politici, au ajuns niște ruine și care practic în momentul respectiv încercăm să le relansăm într-o formă sau altă. Domnul președinte, evident că important sunt locurile de muncă, pentru că nu se poate de pe o zi pe alta crea alternative. Experiența cea mai negativă, dacă o vreți, la nivelul României, este Valea Jiului. Da. În domnul președinte, numai o secundă. O reconversie abruptă, iar rezultatul este o pierdere substanțială de locuri de muncă, inclusiv ajungând ca în Far West localități parțial părăsite, pentru că nu mai există nicio activitate care să se poată desfășura. Domnul președinte, noi cunoaștem aceste lucruri. Numai puțin. Noi cunoaștem aceste lucruri. Eu aș fi vrut să vă întreb totuși, de ce credeți că Greenpeace a apelat la confederațiile sindicale? Dar mie o să-mi răspundeți un pic mai târziu. Domnul Roșca vrea să vă adreseze o întrebare, dacă nu vă supărați. Vă rog. Vă salut, domn președinte. Cele prezentate de dumneavoastră au fost de multe ori spuse la nivelul zonei noastre și discutate și în spațiu public, dar eu aș avea câteva întrebări directe. Care a fost argumentul întâlnirii conducerii Confederației Cartel Alfa cu aceste ONG-uri? Că nu vorbim numai de Greenpeace, vorbim și de Baywatch. Sora Greenpeace-ului, care este Baywatch-ul, o dată. Doi, care ar fi avantajul asocierii cartelului Alfa cu aceste ONG-uri și în ce scop? Că pe de o parte, dumneavoastră știți foarte bine de intervenția mea în cadrul Consiliului Confederal, care a avut loc în data de 11 mai, îmi cer scuze, unde am prezentat în trei intervenții situația din zona noastră și faptul că noi am avut întâlniri cu conducerea acestor ONG-uri și văzând că nu poate să penetreze la sindicatele de bază sau la federații, au ajuns acum, nu știu prin ce intermediu, la nivelul confederațiilor și noi, actualmente, când eu vorbesc cu dumneavoastră și mă adresez dumneavoastră, avem cel puțin 12 procese pe rol. Avem cu aceste organizații. Un aviz de mediu ridicat la cea mai mare carieră din sud-estul Europei, care se cheamă Cariera Roșia, aviz suspendat de același complet de judecată care a blocat investiția hidrocentralei de pe Jiu, unde au blocat peste 100 și ceva de milioane de euro. Eu cred că o asociere, și aș vrea să mă refer în zona sindicală,
se face la nivel de federații și la nivel de confederații, nu numai că așa prezice și reglementează legea dialogului social, ci și prin faptul că în momentul în care trecem prin perioade grele, să existe unitate, solidaritate și întrajutorare între noi pentru a depăși momente grele prin care zona noastră acum trece. Noi nu putem să luăm aviz de scoatere din fondul silvic pe 3-5 hectare, și mă refer aici la cariera Roșuța, de peste un an de zile, iar alții taie mii de hectare și Greenpeace și Baywatch n-am văzut, domne, să facă caz de nu știu ce natură, cum fac atacurile asupra acestei companii numită Complexul Energetic Oltenia. Da, vă rog, domnul președinte, dacă puteți să-i răspundeți, domnului lider. Deci, legată de acest lucru, decizia Comitetului Confederal a fost clară că nu se intre în, într-o construcție a unei declarații comune, că nu este un acord. E pur și simplu o declarație comună, până când Federația Mine Energie nu va clarifica toate aspectele și problemele pe care dânșii le au cu Greenpeace-ul. Deci, din acest punct de vedere, ceea ce a rămas este că noi nu semnăm nimic, că nu avem nicio obligație legată de acest lucru și nu există niciun angajament legat de acest lucru. A rămas ca în următoarea perioadă, undeva până în 15 iunie, reprezentanții Federației de Mine Energie să aibă o discuție cu reprezentanții Greenpeace, să clarifice toate chestiunile și dacă se ajunge la un punct de vedere comun legată de problematicile cu care se confruntă, legate inclusiv de procesele care sunt în discuție, legate de poziția Greenpeace, care din punctul nostru de vedere ar trebui să... Domn președinte, îmi cer scuze că vă întrerup. Păi n-are ce să clarifice Federația Națională Mine Energie? Păi ce facem? Vine Greenpeace-ul să înceară apartamentul și eu trebuie să clarific cum îi dau apartamentul meu, proprietate personală? Nu, eu vreau să vă întreb atâta. Care este avantajul și menirea Confederației Cartel Alfa în abordarea dialogului cu aceste ONG-uri? Care ar fi scopul principal și avantajul acestei confederații? Da. Aici aștept un răspuns tranșant din partea dumneavoastră. Domnul Roșca, încearcă să vă roage să fiți un pic mai concret. Adică care ar fi, cum a zis și dumnealui, scopul acestei colaborări, ca să spun așa, cu organizațiile care au dat în judecată această companie până la urmă. Protejarea locurilor de muncă și este clar că problema reconversiei va fi făcută într-o formă sau alta. Problema este că aceste tipuri de ONG-uri au un lobby mult mai puternic ca și organizațiile patronale, mult mai puternic decât avem noi sindicatele astăzi, din diferite motive. Inclusiv motive, dacă vreți, de susținere financiară din diferite grupuri de interes, la care noi nu avem capacitatea și nici nu avem resursele necesare ca să avem același nivel de luptă. Dar cu ce, deci, cu ce ar ajuta aceste tehnic... organizații, iertați-mă, vă rog, domnul președinte, cu ce ar ajuta aceste organizații care vor închiderea cărbunelui? Deci, dacă îmi permiteți, numai puțin. Pe salariații care încă lucrează în acest sector. Indiferent de ce am făcut noi până acum, inclusiv de ce a făcut Federația de Mine Energie, Greenpeace-ul, conform colegului meu, au reușit niște performanțe. A blocat decopertarea, au niște procese care blochează activitatea curentă a colegilor noștri din Mine Energie. Asta este o realitate. Deci asta, păi asta este o realitate. Spuneam, da. Ceea ce trebuie să-i convingem, că modul lor de acțiune nu este corect, că modul lor de acțiune înseamnă distrugerea și probleme sociale majore, inacceptabile din punct de vedere tehnic, și că trebuie să schimbe poziția. Asta este problema. Pentru că în momentul în care nu vom rezolva această problemă a schimbării poziției lor, rezultatul va fi, deci, o presiune mai mare care va avea consecințe negative. Păi și dumneavoastră aveți încredere. Să pierdem locurile de muncă din minerit. Nu ne convine să vină peste noapte și să închidă mineritul legat de acest lucru. Dom'le, dacă se va închide mineritul, nu se va închide datorită acțiunilor ONG-urilor. Nu face decât să confirme că Greenpeace-ul a
acționat negativ, negativ, și trebuie să-i schimbăm modul de acțiune dacă vrem realmente să ne protejăm locurile de muncă, dacă vrem să-i protejăm pe colegii noștri. Dumneavoastră cereți o oarecare înțelegere din partea organizațiilor ecologiste? Nu, noi cerem ca să... Nu. Problema este că Greenpeace-ul vine cu o anumită font sau tematică, da, vor fără mai mult sau mai puțin comandată din exterior, legată de acest lucru, pentru că ei pun ca prim plan problema protecției mediului. Nu discutăm legate de acest lucru, de ce se referă numai la minieri, ci nu se referă și la tăierea de pădure, etc. Noi trebuie să le arătăm legate de acest lucru, că ceea ce susțin ei este, va fi un dezastru nu numai ecologic legat de acest lucru, dar și social. Și din acest punct de vedere trebuie să le schimbăm poziția legată de acest lucru. Faptul că nu discutăm e o politica struțului. Băgăm capul în pământ și nu ne interesează. Și după aia când ne cade tavanul în cap, nu știu dacă va fi o rezolvare pentru colegii noștri care sunt în zonă. Asta este problema. Noi trebuie să-i facem pe cei din Greenpeace să schimbe poziția legată de ceea ce au propus la ora cu câțiva ani în urmă, 4-5 ani de zile în urmă, la modul lor de acțiune împotriva întreprinderilor legate de acest lucru, care ei le consideră poluante. Deci asta este o chestiune care trebuie, dacă vrem să construim și să apărăm drepturile oamenilor pe care îi reprezentăm. Domnul președinte, așa cum ați spus și dumneavoastră, România a ajuns la acea cotă de energie verde cu câțiva ani mai devreme. Da. Așa. Și am protestat la Comisia Europeană în rapoartele semestriale care se fac. Problema este că decidenții politici, datorită unor interese, să nu uităm că banii care se vehiculează în energie sunt foarte mulți, mult mai mulți decât avem noi dimensiunea legată de acest lucru, și comisioanele pe care le primesc decidenții politici, unii dintre ei, legate de anumite decizii, sunt substanțiale. Păi de ce la ora doară se continuă politica proastă de certificate verzi? Când suntem peste, și care, atenție, nu că afectează numai producția de energie și problematica din energie, afectează economia națională, afectează sectoare importante care sunt de fapt motoare ale dezvoltării economice. Domnul președinte Bogdan Cosu, facem presiuni de 4 luni de zile legată de relansarea cu chestiunea virusului, legată de acest lucru, pentru că alături Slatina merge pe certificat de 4 euro pe unitatea de măsură, față de Germania care merge cu 0,4 sau de Franța care merge cu 0,5 euro pe aceeași unitate de energie. Și da, spunem după aceea că companiile noastre românești trebuie să fie competitive cu companiile din restul spațiului Uniunii Europene, neavând aceleași intrări sau, dacă vreți, aceleași costuri de intrare în structura respectivă. Și de aici ne se face o descalificare economică care are ca și consecințe pierderea locurilor de muncă și situația precară în care se află cetățenii României. Domnul președinte, dacă îmi permiteți, vă rog. Care, din cauza că nu-și găsesc locuri de muncă, pleacă în exterior. Da. Domnul președinte, numai puțin. Eu, părerea mea umilă, așa este că, în loc să vă îndreptați atenția spre guvern, pentru că tocmai dumneavoastră ați spus că decidenții politici sunt de vină, încercați să faceți negocieri cu niște organizații care nu au nicio treabă cu România. Problema e la noi, la autoritățile române, care nu au învățat nici până acum să nu se mai vândă. Înțelegeți? Dumneavoastră ar trebui cu această confederație mare și cu cea domnului Dumitru Costin să vă îndreptați atenția asupra celor care ne conduc, domnul Hosu, pentru că acolo este decizia. Dacă ei hotărăsc
să tacă în momentul în care ne dispar toate resursele, este o problemă. Eu nu cred că o discuție pe care dumneavoastră ca sindicate, confederații sindicale, o discuție pe care să o aveți cu aceste ONG-uri ar rezolva vreo problemă. Nu ar rezolva. Problema spun, este că nu poți acționa. Deci, dacă vreți o politică. Problema e la partea română, la noi cum ne gestionăm resursele, domnul Cosu. La nivel european, indiferent că ne place sau nu ne place, aceste tipuri de organizație au influențe mari legate în politica europeană. Păi și noi am putea avea, dacă am avea oameni care să... Domn președinte, îmi cer scuze. Nu țipați, vă rog. 5 secunde numai. Dom'le, că se întâmplă la nivel european. În ce altă țară din Uniunea Europeană se întâmplă ce se întâmplă la noi în România? Eu consider și văd lucrurile dintr-un alt unghi și spun de maniera următoare. Există un vid legislativ și trădător de țară pe toate segmentele de decizie din această țară care au ajuns la compromisuri și la înfrățiri cu aceste ONG-uri care nu au făcut declarații publice pe interesul principal pe care îl nutresc. Finanțările sunt așa gri și obscure pe care le au, pentru că tocmai ați amintit dumneavoastră că au o influență mare datorită finanțărilor. Dom'le, dar noi nu avem instituții în țara asta care să verifice sau legislativ care să emită reglementări legislative să înceteze aceste lucruri care eu le consider niște ilegalități și niște abuzuri chiar asupra legii fundamentale a țării, a statului român. Nu mai puțin, domnul Rostat. Deci, așa văd eu lucrurile. Nu mai puțin. Federația Mine Energie, cred că acum câțiva ani am făcut niște sesizări la instituțiile abilitate. Deci, noi, Confederația, împreună cu Federația, am făcut aceste lucruri. Facem. Problema este că sunt lucruri lente și trebuie acționate pe toate planurile. Dacă mâine această tip de structură va susține că ce susține Federația, vă dau o ipoteză de lucru, este ceea ce trebuie făcut în România. Nu credeți că în momentul respectiv speranța sau așteptările pentru membrii noștri, pentru locurile de muncă, ar fi o chestiune în plus, pentru că s-ar stopa. Este un alt mod de a stopa acțiunile defavorizante pentru companiile românești, pentru locurile de muncă românești și politica care se realizează în România. Asta este problema. Adică nu poți legate de acest lucru, sau asta este o opinie care am practicat-o în ultimii 30 de ani și a dat rezultate. Nu poți să te izolezi, nici nouă nu ne plac. Dar nu ne izolăm, domnul președinte, iertați-mă. Domnul președinte, totul ia cu izolarea și pe lipsa de dialog. Împotriva intereselor naționale și a locurilor de muncă, pentru că au speculat. Dar toți cu angajatorii, ce bine de rău, trebuie să discuți la un moment dat dacă vrei să depășești, să încerci să construiești ceva. Domnul președinte, numai o secundă. Deci, România cred că respectă foarte bine, foarte mult Uniunea Europeană și regulile ei. Cred că prea mult. Eu cred că noi suntem niște contribuabili. Care să apere interesele țării. Suntem contribuabili. Domnule, aceste ONG-uri au beneficiat de lipsa cadrului legislativ care ar trebui să-i pună pe o linie foarte clară de sistemul care este corupt până în măduvă și care a acceptat întotdeauna până la urmă șpaga, pe românește spus, în sensul colaborării și atingerii scopurilor și intereselor acelora din afara granițelor și nu acelor din interiorul granițelor. Haideți să ne mai Ăsta este punctul meu de vedere pe care îl exprim și pe care mi-l asum. Restul, dacă e să facem filozofie, abordare, că lipsă de dialog, că izolare, este ceva care este opac pentru mine. Haideți să nu înțeleagă domnul Hosu că l-am chemat în emisiune ca să încercăm. Nu, că nu vorba, este un punct de vedere care mi-l exprimam și dacă era și dacă nu era domnul Hosu. Dar cu atât mai mult îl exprim că este domnul Hosu și care are mult mai multe pârghii de a interveni în zona legislativă să reglementăm ceea ce e bun pentru noi, nu pentru alții. Domnul președinte, primesc niște mesaje de la colegii dumneavoastră din sindicate care spun că ați putea apela la organismele sindicale internaționale, nu neapărat la ONG-uri. M-a apelat? Deci să știți că am apelat la organismele sindicale europene.
atât la Confederația Europeană a Sindicatelor, cât și la Confederația Internațională a Sindicatelor. Adică eu aș zice să nu încurcați lucrurile. Și ele au o politică legată de chestiunea unei economii verzi. Și ele, ceea ce fac și încercăm și noi, evident la o dimensiune mult mai mică, încearcă să modeleze, să schimbe atitudinile unor ONG-uri care încearcă să distrugă și sindicatele și încearcă o politică absurdă legată de acest lucru. Păi și dumneavoastră... Deci lucrăm cu toții împreună legate de această chestiune, tocmai că modelăm în sensul în care să schimbăm atât ONG-urile cât și decidenții politici să obținem structura respectivă. Legată de problema modificării legislative, toate propunerile pe care au venit de la Federația din Mine Energie pentru compartimentul Mine Energie, dar și din alte departamente, adică din alte sectoare, le-am promovat și încercăm să le promovăm ca atare. Dar să nu uităm că nu avem totdeauna forța pe care au impresia unii că o avem. Cel mai tipic exemplu, dacă vreți, și care e un prejudiciu național, e ce se întâmplă cu petrolul din Marea Neagră și care înseamnă zeci și sute de miliarde de euro în detrimentul cetățenilor români. Păi da, pentru că avem un stat care nu e capabil să-și apere corupt bunurile și resursele. Domnul președinte, deci până la urmă veți merge alături de Greenpeace în această... Nu. În acest plan de resetare a României. Mai repet o dată. Decizia, și este o decizie legată de acest lucru, este că dacă Federația Mine Energie nu ajunge la un consens cu Greenpeace, nu se merge mai departe cu Greenpeace. Eu vă mulțumesc foarte mult pentru intervenția dumneavoastră, domnul președinte. Sper că veți mai interveni dacă o să vă mai... O să, cu siguranță o să mai avem nevoie de informațiile date de dumneavoastră și de opinia dumneavoastră. Vă mulțumesc mult încă o dată și să ne reauzim cu bine. Bine, la revedere! La revedere! Trăiți, șeful! Deci, în concluzie... Domnul Roșca? Dom'le, eu am avut dubii. Eu v-am mai spus și o să reiterez. Domnul Osu spune așa, dacă Federația Națională... Dom'le, domnul Osu a evitat un răspuns. Cum de a ajuns la masă, la dialog cu aceste ONG-uri, în primul rând, prin ce intermediu? Și doi, acum a încheiat foarte bine că dacă Federația Națională Mine Energie... Păi e clar că Federația Națională Mine Energie a emis în urma abordărilor din videoconferința din data de 11. În data de 14, Federația Națională Mine Energie a emis un document în care a prezentat situația și punctul de vedere al Federației înregistrat în data de 14. Domnul Hosu știe conținutul acelui document, a fost dat și în presă. Ca și poluare, ați văzut că președintele Federației a trecut acolo. România este pe ultimul loc ca poluator, dacă da, e să luăm în Uniunea Europeană. Mie mi se pare că se nutresc altfel de interese, mediul legislativ are lacune și are vid în sensul ăsta. Uitați, Ungaria, care a reglementat și a pus, domnule, scoateți la vedere toate finanțările. Și a terminat domnul Orban de Ungaria cu ONG-urile de această natură. A terminat, le-a pus cu botul pe labe. Le-a pus acolo unde trebuie să le pună și să funcționeze legal. Da. Nu să fie lăsate să facă o politică a unei țări. Doamna, instituții de forță și care au interes asupra stării națiunii acestea. Cum ai tu blocat investiție 100 de milioane și de euro pe construcția hidrocentralei de pe păi, Jiu au și nu se intre primă un complet de judecată, fie și de la Tribunalul București, blochează 100 și ceva de milioane de euro, când țara asta e vai și amar de mama ei. Păi tot același complet de judecată, că asta vreau să punctez. Ridică avizul Carierei Roșia și urmează să mai cadă pe mâna lor. Întreb și eu că aceste dosare se repartizează aleatorul. Cum cad la același complet de judecată? Chiar așa au atât noroc ăștia încât cad la același hotărâri.
Nu se poate așa ce ceva. Ce carieră mai este în pericol? Sistemul ăsta este corupt și eu am ajuns să mă milogesc de cel care vrea să mă ucidă. Bă, nu mă ucide din prima. Mai lasă-mă cu gâtul tăiat jumate. Cam așa ceva expun eu în viziunea mea spusele domnului care, domnului Osu, președintele Confederației, și care vine să-mi spună mie, știi, lipsa de dialog, izolarea. Ce izolare, domne? Că Federația a avut de-a lungul timpului tot felul de abordări în sensul ăsta, tocmai să ne clarificăm, să ne informăm cu privire la activitatea acestor ONG-uri, ce reprezintă, care sunt lucrurile, să știm noi cu cine am venit, ce au făcut între timp. Ne-au lovit sub centură tot timpul. Tot timpul ne-au lovit sub centură. Și acum vine domnul Hosu, președintele cartelului Alfa, care i-a descoperit așa peste noapte și ne îndeamnă la dialog. Eu în videoconferință i-am spus, domnule, de 4 ani de zile au fost 3-4 runde de discuții din mediul sindical. Plus, ziariși, știm foarte bine abordarea domnului Ivan de la domnul ziarist, care la fel au avut discuții. Reacția tuturor din Oltenia și din județul Gorj cu precădere e una foarte clară. Și acum mă întorci la masa discuțiilor, dialogului, că mă acuz că n-am dialog. Ca să ce? Să-mi negociez ce am eu, dar să mă coordoneze ăla, că să nu mă omoare, care are influență și finanțare puternică și adevărat. Dar care are un anumit scop. Păi ăla va înceta și se va lua după mine când ăla este finanțat cu dedicație clară. Băi, treci prin asta. Păi nu, cât de naiv și de tâmpiți putem fi? Naiv, proști. Păi asta e, că suntem luați de naiv și de tâmpiți. Și ne întrebăm, mediul politic, mediul legislativ, domnul, trebuie să înțeleagă că trebuie să reglementeze mult mai clar, mult mai transparent, domnul, și pe înțelesul tuturor lucrurile astea. Dacă e să se întâmple o astfel de înțelegere la, la nivelul ăsta destul de mare de confederații, celelalte sindicate, cum e celelalte federații, celelalte organizații, cum e Federația Națională Mine-Energie, cum este cu cei de la Federația Universă, ați discutat? Doamna, nu e nevoie, adică să ce veți face? Și în momentul în care în numele celorlalți colegi sau celorlalte sindicate sau federații, eu din ce știu, toți împărtăcesc aceeași opinie, în procent de 90%, da, cu mici modificări. Nu o să fie de acord cu dar ce... vreau să vă spun așa, că eu anticipez ce vreți să mă întrebați, că dacă se va duce ce, în direcția ce asta. Se va întâmpla? Ce? Eu vreau să cred încă pe cuvânt pe domnul Hosu că nu ceea ce a spus la încheierea interviului dumnealui să fie foarte clar. Și cu guvernul României, și cu PNL, și cu eu vă spun PMP, atâta. Și cu cei care conduc acum, că e în vremea lor ce de mine și de acum. Sindicatul pe care îl reprezint, în care am avut discuții continue legate de aceste aspecte. De altfel, în urmă cu 3-4 ani, imposibil să nu cunoașteți intervențiile mele din spațiu public vis-a-vis de Baywatch, Greenpeace și așa mai departe. Că ajunsese la un moment dat, da, încât salariații îmi cereau să opresc activitatea, să ne deplasăm la sediile lor. Apropo de salariații, eu mai aveam niște... Voi avea reacții dure în spațiu public și nu numai. Mă voi duce și în mediul politic să convin cu argumente că este imperios necesar o reglementare legislativă care să pună lucrurile astea la punct. Că nu-i normal ca țara asta să fie măcelărită și ciuntită de tot felul de ONG-uri. Dacă nu, haideți să ne facem tot gorjul ăsta un ONG-u și să începem să facem și noi la fel. Că nu se poate, trebuie să trăim și noi. Că dumneavoastră a spus că 13.000 de locuri. Nu, doamna Mihaela, nu-i vorba de 13.000 de locuri. Am zis numai în Gorj. Noi vorbim de peste 80.000 de locuri de muncă care se datorează și sunt în funcțiune. Ba nu, sunt 80.000, că erau 120.000 de locuri de muncă vorbesc, acum vreo 4-5 care ani, sunt menținute, aceste locuri de muncă, datorită că există complexul energetic Oltenia. Știu, domnule, dar până atunci mai sunt și alte probleme. Asta pare cea mai... una dintre cele mai mari. Asta, dar ce veți face cu salariații? Pentru că ei și-au pierdut încrederea în liderii de sindicat și asta e o mare problemă, să știți. Doamne, eu nu o să fac nimic cu salariații. Și salariații considerați... trebuie să facă dânsii. Pentru că aici nu este vorba de Nelu Roșca, nu este vorba de locul de muncă al lui Nelu Roșca, ci este vorba de locul de muncă al fiecăruia. Pentru că fiecare nu mai au încredere în liderii lor de sindicat, de oamenii din foarte bine, energetic. Dacă n-au încredere în ceea ce se spune, și eu tare mult aș vrea să n-aibă încredere și să analizeze, să treacă prin filtrul minții dumnealor aceste chestiuni, pentru că modul de informare
astăzi este destul de diversificat și pot să analizeze toate aceste lucruri și trecând prin filtrul minții dumnealor, eu nu vreau să ia de bună ce zic eu. Să treacă prin filtrul minții, să citească, să vadă, să studieze, să întrebe, să analizeze această chestiune și în funcție de asta să aibă abordări și acțiuni. Dar în legătură cu restructurarea companiei, dumneavoastră ce le spuneți salariaților? Că vedeți că încet, încet complexul energetic Oltenia devine din ce în ce mai mic, doamna o producție Mihaela, mică. Vă aduceți aminte ultima noastră emisiune? A fost făcut undeva la sfârșitul lui ianuarie, începutul lui februarie, dacă nu mă înșel, și erați la Sud FM dumneavoastră și m-ați invitat. Da, sigur, sigur. Și apăruse la momentul respectiv proiectul de restructurare care era condiționat de acest împrumut pe 6 luni. Da, era nu cu împrumutul pe care și am avut o discuție vis-a-vis și de restructurare și acea emisiune încă există înregistrată și încă este revedea, distribuită sigur. Pe Facebook. Am avut un punct de vedere atunci, susținut de argumente, care nu mi-l schimb nici acum. Este același punct de vedere pe care îl susțin. E clar că compania asta va trebui să sufere o restructurare și o restructurare tehnologică, în primul rând, pentru că s-a titrat și s-a spus cu trecerea unor grupuri de pe combustibil fosil pe gaz. Acum în ce procent nouă ne spun, dar nu ne dau și detalii și amănunte, ne spun așa în linii generale, va avea o restructurare de capacități care înseamnă subunități sau utilaje, că vor fi cariere care nu vor fi închise, dar anumite utilaje nu vor mai funcționa niciodată. E clar, aia înseamnă o adaptare a producției în cadrul societății pe perimetrele miniere, care să asigure până la urmă producția de cărbune pentru ceea ce va mai funcționa în termocentrale, da? Asta pe de o parte. Odată făcută restructurare pe cele două componente, e clar că va fi și cea de-a treia componentă, care înseamnă resursa umană, și resursa umană datorită faptului că am reușit să implementăm cu ajutorul oamenilor politici care au fost la momentul respectiv și să facem modificarea legii 263 cu reducerea vârstei limită de pensionare, da? La 30 de ani de cotizare și o reducere la 55 vârstă. Vor ieși astfel vreo 4.000 de oameni, nu știu pe cale naturală, vor părăsi sistemul, ceea ce nu va înlocui, nu va fi nevoie să fie condiționat de plecare. Omul va pleca pe cale naturală, dar aia nu înseamnă că programe de restructurare nu vor fi cu condiționalități de reducere de personal. Probabil că nu în 2020, dar cu siguranță 2021 vor dispărea din nou MCU-urile, vor fi aceste lucruri. De exemplu. Doamnă, din punct de vedere al organizării structurale și ceea ce înseamnă organigrama de funcționare a acestui complex, domnul Boza le-a reînființat acum, nu, iar se doamna, domnul Boza a vorbit în ultimii 3 ani de 15.000 de ori de reorganizare care începe din mai, din septembrie, din octombrie, na, și niciodată nu s-a plecat asupra reorganizării structurale acestei companii. Adică a fost bine așa cum a fost, cu pierderi, cu lipsuri, cu multe chestiuni, da? Luna cu trecea, foarte multe, cu foarte multe paliere de conducere. Care, datorită poziției lor, împing munca până la urmă efectiv în procent de 70-80% să fie făcută tot de cei de la bază. Au centralizat, au făcut, avem sedii pe aici, avem de toate. Eu cred că este atributul administrației, directoratului, care trebuie să-și asume și un plan de management, dar și o organizare care să fie fluidă, atât în sus cât și de sus în jos, dar aia nu înseamnă că nu trebuie să consulte partenerul social. O să vă prezinte un draft al restructurării, eu cred că pe care oricum trebuie să o prezinte până 25 august la Comisia Europeană. Ne-o prezinte, să avem timp să avem și reacție sau puncte de vedere asupra acestei organigrame, atât cât ne permite și legislația, și să nu procedeze cum au făcut în proiectul ăsta de împrumut în care au direcționat dumnealor investițiile 80% în zona Doljului, care se va face cu banii europeni în procent de 80%, dar 20% sunt banii noștri, domne. Eu nu o să accept niciodată și nu o să fiu de acord, indiferent că sunt înțelegător, îl cunosc, îi cunosc capacitatea domnului Burlan,
să nu vină cu o investiție în zona din care eu fac parte, pentru că din zona Mutru au plecat ce investiție ar fi nevoie? Să găsească oportunități și modalități. De ce să facă grupuri gaze la Ișanița, Craiova, Turceni? Hidrocentrală de 10-20 MW, Turceni, Ișanița. Bă, da, fraților, aici unde, de fapt, restrângeți activitatea, da? Chiar nu puneți nimic în loc? Chiar nu veniți cu niciun proiect, cu nimic? Veniți după aia să ne umpleți, să ne apurească așa, să ne bage într-un fum de ăsta cu Green Deal-ul, că nu știu ce, că putare. Nu, domne, dacă societatea duce investițiile într-o zonă, să ducă în mod echilibrat și să fie eficiente și pe zonele unde sunt perimetre minere. Că ei de obicei au dus investițiile începând cu 2013, numai spre termocentrale. N-am o problemă din punctul ăsta de vedere. Bă, fraților, dar nu poți să... Și cu precădere spre alea de 20. Ai doi copii, dar dai de mâncare numai la unul. Pe l-altă lasă moară. Ce faci? Da. Hai să fim echilibrați. Administrația v-a prezentat vreodată situația, noua administrație, situația financiară a companiei până acum, dumneavoastră, sindicatelor? Chiar am spus-o în emisiunea dumneavoastră și am spus-o pentru prima oară, când înainte de începerea negocierilor ne-a fost... Păi nu, eu vorbesc acum, mai recent. Nu, atunci știu că v-am prezentat, au fost și negocierile. Măsurilor care s-au impus și măsurile astea, să ne înțelegem, nu s-au impus, că am văzut modul cum titrează și cum o pun în spațiu public anumiți domni. Domnule, stați puțin, că măsurile ăștia, șomajul tehnic, nu le-a luat Burlan ca vrut Burlan. Nu, era le-a luat directoratul, sigur că da. Da, în condițiile date, adică a măsurilor de pandemie, a ordonanțelor militare și așa mai departe, da? Că a mai chițăit unul pe aici, pe acolo, scot în evidență tot felul de lucruri. Eu cred că au fost echilibrați în modul de abordare și măsurile care cum le-au implementat. Că acum unii joacă alte roluri și astea sunt alte discuții care eu, din punctul meu de vedere, chiar nu le dau importanță. Domnul Munteanu, domnul Roșca, este posibil ca activitatea din sediile de la Târgu Jiu să fie oprită dacă sunt necazuri cu infectările? De a funcționa. S-a luat în calcul, aveți idee, o astfel de... soluție? Ar fi variante. S-a vorbit, chiar să eu am auzit. Cred că se poate face și... Cred că sunt... Nu prea iese fum fără foc, dar eu cred că sunt birouri unde se poate face telemunca. Deci să rămână acasă oamenii să muncească... Sigur, 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 dar... Și după aia dacă putem să și dormim. Nu, că la cât... Eu cred că este organismul ăsta care are... ca responsabilitate directă gestionarea acestei companii și activității care se cheamă directorat. Bun, răi, nu-i cunosc pe toți, îmi doresc să îi cunosc, să am întâlniri față în față, face to face. Doamnă, poate săptămână. Să fie ce facem, discriminări? Nu. N-ați văzut femei cu capacități intelectuale care să dărâme munca unor bărbați? Ei, cum să nu? Sunt destule. Și adică a venit să dărâme. Să-i cunosc face to face, să văd modul de abordare. Când veți avea după nu mă interesează ce hobby-uri au sau astea. O să mă intereseze și o să fiu un ochi critic și foarte atent la ce decizii vor lua și cum vor avea abordările față de organizațiile sindicale, față de salariați și față de problematicile din această companie. Asta mă interesează pe mine și cred că din poziția mea asta trebuie să fac. Haideți, cu permisiunea noastră, o să citim câteva mesaje. Ciprian Porumbescu, Roșca se pricepe la păcănele, doamna, dar sunt și altfel. Stai, doamna, înțeleg că Ciprian Porumbescu ăsta care sunt mai muțuie ăștia care n-au lucrat o zi din viața lor și care sunt sluși la niște stăpâni foști conducători de instituții prin județul ăsta, nu se ocupă de asta. Dom'le, dacă ai ceva de spus, vino, dom'le, bărbătește, hai să facem dezbatere, hai să facem aia. Ce fac eu în timpul liber și ce... compune viața și activitățile mele personale, nu-i treaba papagalilor și maimuțoilor, domne. Eu nu i-am întrebat cum stau ei la taclare și să la bețivăneri, nu i-am întrebat de alte, nici nu mă interesează. Dar papițoi și maimuțoi de ăștia care caută să manipuleze publicul larg cu tot felul de mizerii și au interese obscure, să termine cu treaba asta, chiar nu mă interesează de maimuțuii de ăștia. V-ați gândit să intrați în politică? Am văzut ceva titluri nu. În zona Motru. Ceva. Am spus-o de 10 ori, o spun și 11 oară că nu mă doare gura. Sau să influențați? Nu! Cumva... Voi intra pentru vreo funcție
în alegeri politică, administrativă sau de orice altă natură. Nu voi fi membru niciunui partid, iar în ce privește zona Motru, domne, acolo trăiesc. Ca cetățean ar trebui să mă intereseze și o să mă intereseze ce se întâmplă cu zona mea, pentru că acolo trăiesc, acolo supraviețuiesc. Și asta nu o să mă țină departe că îmi pune X sau Y întrebare sau nu știu ce. Uitați, cred că telefonul meu nu văd că sunt vreo 50 și ceva de comentarii și eu nu văd decât 4 sau 5, nu știu de ce. Cred că telefonul meu este de vină, dar vă rog, am și o rugăminte. Noi ne-am apropiat acum de final. Dacă vă puteți uita după emisiune, să le răspundeți oamenilor, chiar dumneavoastră, pe pagina Târgu Jiu TV, că văd că spun public aici, ca să aud oamenii. Păi nu, că sunt și altfel de mesaje. Numărul meu este public. Păi nu, a fost nu, dar dacă cumva oamenii au niște întrebări, aș vrea să... Doamnă, eu am obligații față de membrii de sindicat, din sindicatul pe care îl conduc, iar răspuns la ceilalți, dacă mă sună și mă roagă și să înceară părerea, o să-l dau cu mare drag. Eu cer scuze că nu pot să Dar recomandarea mea este ca întrebările și răspunsurile să le ia de la conducătorii sindicatelor din care fac parte, să lase, eu știu, vanitatea, rușinea, să se ducă să întrebe, că nu e o rușine să întrebi. Și eu cred că vor afla răspunsurile. Numai puțin. E o mare problemă cu clasele salariale date. Știm foarte bine că doamna Mihaela, mulți au luat clase cu negluita, alții n-au primit deloc. Contractul colectiv de muncă s-a încheiat datorită situației create nu de pandemie, dar care în textul, ascultați-mă, că eu vă dau un răspuns concret, a fost participant în negocierea contractului, dar în textul contractului care a fost înregistrat la ITM există un articol care sună de maniera următoare, l-am mai spus și în emisiunea noastră, termen de 15 zile de la intrarea în normalitate, administrația și sindicatele se obligă să continue negocierea în cadrul contractului colectiv de muncă printr-un act adițional pentru adaptarea anexelor cât și a grilei de salarizare, pentru că am convenit împreună că adaosul care a crescut la 800 de lei să intre în salariul de bază și nu numai. Anexele trebuie aduse și așa, nu ni s-a mai permis să ne întâlnim în acel cadru datorită măsurilor din ordonanțele militare, am încheiat pentru ca salariații să beneficieze de sumele în ce privește prema de 13 milioane, care nu era de 13 milioane, să beneficieze de banii de 11 milioane care au fost la combustibil, 10-800 sau cât sunt, să beneficieze și am reglementat șomajul tehnic, care am văzut multe puncte de vedere și care am spus că este salariul de bază în quantum de 75%, la care se adaugă 75% din sporul de vechime al fiecărui salariat și 75% din adaosul de 800. Acela este cuantumul calculat și acordat, raportat la ziua de șomaj tehnic, să facă calculul și există. Nimeni nu i-a păcălit, nimeni nu i-a mințit. Nu, e vorba lucrurile de așa de dacă noi, în cadrul complexului, acceptam să luăm șomajul tehnic, așa cum a fost reglementat de către mediul politic, de către guvern, banii erau și mai jos. Banii erau și mai jos, ca să fie lucrurile clare, pentru toată lumea. Iar dacă nu mă cred pe mine ce spun eu, să ia să facă calcule, să vadă despre ce este vorba. Domnilor, eu vă mulțumesc mult pentru participarea dumneavoastră la emisiunea Azi în Gorj. Și mâine va fi la fel. Da, să sperăm că situația la CEO nu va fi una grea din punct de vedere al infectărilor. Încă o dată mulțumiri. Mulțumim să ne auzim pentru invitație, cu bine și ne vom revedea mâine la aceeași oră. La mulți ani încă o dată la tuturor Constantinilor, Elenelor și să dea Dumnezeu să le aducă liniște sufletească și tot ce-i mai bun pentru ei și familiilor și toți celor din jur, să ne vedem sănătoși. Numai bine, la revedere! La revedere!